Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 27 iulie 2024. Este de vreme încă, dar aș vrea să terminați toți stupii care mai sunt de extrași. Aici am un roi care a dat în felul următor. A dat ceva miere. Am pus în spate mierea. I-am dat turtă. Are turta acolo, văd că consumă, o să ne uităm un pic mai bine la ea. Aici este mierea, am dat-o în spate, era plin de albina, albina s-a retras frumos. Așa, să... să-mi aduc uneltele, scoatem mierea afară, deci atâta miere am scoat. O să scot de la acest roi, imediat vom vedea cum arată. Am adus o ladă în care transport mierea la centrifugă. E plăcut să lucrez acum când e mai răcoare. Am lucrat și cu temperaturi mai înalte. Așa. Și să ne apucăm să le scoatem această miere. Haideți, fetelor, că am venit după mâncarea, după miere am venit. Am lăsat-o un stup ca să o pot extrage ușor. Iată, rame superbe, căpăcite. N-ai ce zice, n-ai ce zice, anul ăsta a fost, adică a fost foarte bun în privința acest miere. Deci fiți atenți, un roi, fiindcă eu cum scot mierea? Scot prima dată de la o familie ca să-i aduc rame goale, dar nu vroiam să las blocat această colonie. Iată, aici mai este încă miere necăpăcită, dar este în regulă. Ce rame superb! Super fain! O să mergem după ce scot aceste rame la un alt stup, să vedeți cum procedează. Sunt câteva albine, le măturăm. Meargă în cuib. De fapt, eu acum mă duc după spațiul de ouat. Iată încă o ramă foarte faină. Când am început să mă uit în cuib, mi se părea că nu are regină. Tot vedeam aceste rame cu miere. Am zis, mă, unde ți-e regina? Nu mai e regina? Și am găsit-o și pe regina, era acolo, pe 3-4 rame. E gata, ești blocat, trebuie să-ți facem loc. Deci cum să nu fii mulțumit? Când de la un roi scoți așa. O să mai am eu o familie care are miere. Aici s-ar putea să fie un pic și miere mai veche în această zonă, dar n-are nimic. O scoatem și pe ea. Am lăsat rame cu miere și înainte pentru a avea colonia de mâncare. Deci nu lași albinele fără mâncare. Aici o ramă care doar o trec în evidență. Deci asta e toată mierea care o scoate de la un stup. Iată. Ne 5, uite, da, 5 rame, să fie un 10-12 kg.
Acum, sunt și stupi care sunt mai puternici, da? Sunt familii de albine care dau, am și eu, a dat 80 de kilograme pe staționar. Dar asta nu înseamnă că toate dau așa, n-are cum să dea toate așa. Mai sunt ăștia care se bat în piept 100 de kg, 120 de kg, mai fac și pastoral, 300 de kg. Da? Și mă, nu așa. Nu așa, lasă treaba asta cu sutele de kilograme, că ajunge mirea de o dai gratis. Nu, o colonie se adaptează în funcție de puterea ei. Nici o colonie nu este la fel cu cealaltă. Nu există, mă, asta e la fel ca cealaltă. Dacă ai ochi de apicultor, știi foarte bine că coloniile nu sunt la fel. Deci este greu să fie, hai, 4-5 colonii la 50 să fie asemănătoare. Asemănătoare, dar nu sunt la fel. Ia să vedem. Ia uite cum roade la turchiță. Păpați, fetelor, că de acum această turtă este atât de concentrată și în proteină și are vitamine și are tot ce trebuie, încât e o treabă superbă. Bun, mergem la un stup unde n-am umblat la el. La ăsta am umblat, deci ăsta a fost pregătit pentru a-i, când vin să-i scot doar mierea, dar mergem la alți roișori la care n-am umblat. La ăsta o să-i punem capacul, are turta, totul este în regulă. Bun. Aici nu mai avem ce face decât să urmăresc să pape turta. Bun, să mergem la alt stup. Aici n-am umblat și să vedem care este situația. Mult că trepiedul ăsta parcă stă un pic așa strâmb. Bun, să vedem ce avem și aici, să-mi aduc turta. Aducem turta, ducem fumul, iată-l aici, el participă la... Și el participă la operațiunea. Și nu în ultimul rând, oțetul a început cu cocoșii să cânte. E de vreme. Așa, ia să ne uităm un pic. Avem de scos ceva. Insistent sunt de dimineață cocoșii. Bun. Chiar-s curios cum se prezintă aceasta. Aceste două colonii. Nu mi-am adus microfonul. Am uitat de microfon. Ia să venim mai aproape cu camera. Cât se poate de aproape. Așa. Ia să văd ce am făcut eu aici data trecută, că nu mai țin minte. Nu mai țin minte ce am făcut. E plin stupul cu albina. Aici o să sper să nu fie o problemă de extindere, că n-am unde să-l mai extind. Sunt doi roi, să vă arăt. A, nu, e o problemă. Avem rame care stau degeaba deja. Dar este, se adună spre mijlocul cuibului. Acum o să scot aceste rame care
nu le văd rostul, deja sunt în plus. Iată cea mai bună dovadă, când e mai răcoare, unde se duce albina. Așa, deci această ramă e în plus, nu mai ai ce să mai faci cu ea în stup. A fost dată ca să umple golul. Da? Iată, nu mai ai ce. Acum s-a terminat cu ea. Scoatem ramele surplus. Le punem aici, nu e nicio problemă, n-au miere pe ele. Așa, de acum mai trebuie rame mai negre ca să depună ouă. A doua goală. A treia goală. Să vedem cât de goală era asta. Este goală, deci nu-și mai are rost în stup. Bine, stă albina pe ea așa, da. Ea nu mai e ramă de a le ține în stup, cu toate că e faină. Știți unde ar putea merge asta dată? La roișorii care se dezvoltă. Bun. Acum o să urmăresc dacă totul e în regulă aici. Iată prima ramă cu miere. Asta are păstură. O să eu o las, nu eu o scot. Bun, punem în margine, ramă de margine. Albina chiar s-a retras pe această ramă. Aha, cum am văzut? Stai că ăsta e un stup unificat și eu am uitat de el. Da. O să scoatem ceva miere de aici. De aceea era el așa de... Da, trebuie organizat altfel. Nu știam care-i problema cu el. Da, acum l-am văzut. Bun, o să luăm toate ramele la mână. Matca e în regulă. O să scot ceva miere de la stupul ăsta, fiindcă l-am unificat. Aici este puiet, da, ouă. Bine, acum ramele astea le mut temporar, fiindcă știu că trebuie reorganizat cuibul. O să vedem câtă miere iese. Am unificat mai mulți anul acesta. Reginele bătrâne au cam dispărut din stup, într-un fel sau altul. Aici o ramă ce blochează e doar pe păstură și miere. Așa. Și să scoatem mierea, ramele cu miere, ca să organizez cuibul în partea dreaptă. Să văd cât se vede, cred că se vede bine. Deci am un pic de lucru la acest stup. Am tot rupt
colțurile aceste uluce. Haideți să începem să scoatem ramele cum ieri prima dată, după care eu o să-i organizez cuibul. Apa! În partea dreaptă nu este cuiet, așa că voi scoate majoritatea ramelor cum ieri. E greu prima dată cu prima ramă. Să văd de ce am eu puiet aici. În mod normal n-ar trebui să am puiet aici. O lucrare mai complicată. Dar sunt doar câteva celule, n-ar trebui să fie miere. Deci să fie puiet. Se întâmplă uneori să mai ai 3, 4, 5, 6, 10 celule de albină. Eu scot aceste rame cu miere, nu le las. Sunt stupi, să zic așa, care neapărat trebuie această miere scoasă afară. Nu o să le placă ce le fac eu acum. E un pic mai rele, dar mierea-i mierea, trebuie scoasă. O să vină și timpul când, bine, eu acum organizez în totalitate acest stup, adică o să îi scot mierea, îl organizez, îi dau, o să-i dau și turtă proteică îi dau. Deci estimez că pot scoate vreo 6-7 rame cu miere de la el. Nu știu în cât o să ierneze, dar voi vedea. Și mă surprinde un pic treaba că are puiet aici, are boci roase, ar fi o treabă să găsesc o matcă pe undeva. Bun. Aia e ramă ce nu merge scoasă. Asta e o ramă ce merge scoasă, nu o las. Așa. Acum se trage prima linie pentru a vedea cam cu ce intrăm în iarnă. Vedem cam cu ce intrăm în iarnă. Și na, având în vedere câtă miere
scos de la ei, mai ai și câte un bonus, adică să faci un roișor, e perfect. O altă ramă cu miere. Da, deci în partea dreaptă nu mai ramat, că eu le-am unit, mă o să unesc cuibul în totalitate. Anul ăsta mi-am bătut recordul personal. Anul e mai multă miere decât anul trecut. Și anul trecut a fost, dar anul ăsta e și mai mult. Am niște rame, trebuie să le aduc, nu știu, să le aduc aici. Haideți că o să le bag aici. Niște rame date la centrifugă. Le dăm cu oțet. Trebuie date cu oțet frumos. Le pun deocamdată lângă puiet. Și mai avem de scos. Să văd, nu cumva a trecut mătcuța aici. Nu, asta era mă și mai plină cu mierea. Deci astăzi vedem doar miere și miere, ia. Multă, multă miere. Mai bine 7 rame cu miere de la acest tub. Ducem rama. Duc rama. Deci cam așa lucrez la el. Nu știu dacă reușesc dintr-o tură să termin cu el, fiindcă are multe rame cu miere și trebuie să le duc la centrifugă. Dăm cu oțet. O să îi facem spațiu de oat la matcă. Matca e în partea stângă. În partea opusă. Așa. Punem aici ramele goale. Asta e cu puiet, asta e cu miere, e plină. Vin la următoarea. Ce să și zici, alta, scoatem și pe aceasta,
sunt curios, după ce ajung în partea stângă, este o diafragmă. Deci aici a rămas colonia fără mască, de aceea este atâta miere aici. Deci toată mierea ce a adunat-o el, eu o scot afară, are și păstură, dar nu este nicio problemă că o dăm la altă colonie. Așa. Mai am o ramă. Atâta îi scot, încă o ramă îi mai scot. După care o să primească curtea, dar eu sunt foarte tare curios ce am în partea stângă. Am văzut acolo ouă. Totodată trebuie închis urdinișul. Hop. Aceste rame vor fi date la curățat. Ultima ramă din partea dreaptă. Aici am o diafragmă de unificare. Asta e cea mai plină cu miere. Na, acum câtă miere am scos de la asta? Am scos 20 de kilograme, așa? Eu cred că da. Având în vedere că nu faci pastoral, miere. Având în vedere că nu fac pastoral și sunt aici pe zona, e foarte bine. Lada cu care mă duc eu la centrifugat. Și mai aduc o ramă goală. Așa. Că mi-am pierdut eu uneltele. Le găsesc imediat. Măi, ăștia care zic așa că regina de la Cutare face 500 de kg de miere. Nu lăsați prostii, Albina face miere. Doar să aibă de unde. Asta e problema. Să ai de unde să faci miere. Că dacă n-ai floare... Acum eu cum să zic? Regina asta... Asta știi ce regina e? E o regina. Am înmulțit-o eu și a făcut miere. De ce a făcut miere? Fiindcă este albină. Da, a făcut miere. Așa, să scoatem că și este ea. Aceste rame trebuie scoase. Trebuie să fie puiet pe ele, da. Acum punem puietul lângă cuib. Așa. Opa. Ia să vedem. Sunteți necăjite un pic. Ia să vă dau cu un pic de oțet. Așa. Să le mai liniștim.
să-i așez cuibul, să curăț un pic marginea la ramă. Și să vin cu următoarea ramă, care are și mieră. Da, are și miere, are și puiet. Probabil vă întrebați, mă, dar această colonie puiet nu are? Are! Are și puiet și larvar, totul arată bine, coroana e perfectă. O punem aici. Deci puietul îl formez aici acum. După câteva zile, o săptămână, două, o să vin eu, fiindcă trebuie să vin ca să iau trebuie să spas această diafragmă, deci la o propoliză de să dureze până iau. Am reușit să îndepărtez diafragma și acum să-i așez mai departe ramele cu puiet, care erau în partea stângă. Mă uit un pic așa pe deasupra, ar trebui să zăresc și mătcuța pe undeva. Chiar ești curios cam în cât o să ierneze această colonie. Așa. Puiet. Următoarea ramă. Are puiet. Asta nu prea. E prea grozavă rama asta. Lasă aici. Să vedem cum arată ultima ramă. Da, deci ar trebui să-și extindă cuibul în partea opusă. Multă, multă albinuță, multă, multă miere. Lăsăm deocamdată aceste rame în această poziție. Așa. Mă uitai un pic la configurația cuibului și îi trebuie o ramă dată la centrifugă în partea aceea, în partea stângă. O ramă bună de oat. Cum este aceasta. O punem aici. Bun.
pe o ramă albă, îi va lua locul. L-am bulversat un pic pe aceasta. Această colonie este un pic bulversată. Gata. Treaba-i bună. Așa. Folosim un pic de fum. Ia dacă pare mult, îl dau doar deasupra. Bun, și acum lângă diafragma ursul o să-i pun rama cu miere, mâncare. Așa. Și aveam eu două rame albe, care o să stea aici doar să fie acolo. Bun. Acum, fiindcă a fost făcut o unificare, închid urdinișul. Bine, unificarea a fost făcută mai de mult. Am închis urdinișul. Îi dau, iată ce e acolo la urdiniș, s-au necăjit un pic ele. Și să-i dăm niște tută proteică. Așa, dăm vreo 3 linguri acolo. Bun, îl acoperim și asta a fost. Deci, o grămadă de miere avem de la această colonie, una singură. Vă dați seama că în această situație mai am, nu chiar în această situație, s-ar putea să fie și mai bine, dar e ceva miere. Gata. Cam asta a fost la acest stup. Am lucrat ceva la el, o jumătate de oră sigur. Până data viitoare, numai bine!